Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare a fost înființat ca serviciu voluntar în anul 1991 la Târgu Mureș de către doctorul Raed Arafat. Rezultatele pozitive obținute au determinat autoritățile să organizeze în fiecare județ câte un serviciu de urgență specializat în cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență. În județul nostru, serviciul SMURD s-a înființat la 1 noiembrie 2008 cu echipaje formate din paramedici și dislocate în municipii Suceava și Vatra Dornei și în orașul Siret. Smurdul putem să spunem că este un simbol, care a apărut acum 20 de ani la Târgu Mureș, a apărut datorită unui om adevărat, un om cu mari ambiții. 20 de ani poate este mult, poate este puțin, dar implementând această sămânță, acest gând la Târgu Mureș, a reușit ca să meargă prin simpatie și a ajuns acest serviciu de urgență, reanimare și descarcerare să acopere întreaga țară. Particularitatea campaniei este aceea că, pentru prima dată, Fundația pentru SMURD pornește acțiunea prin declararea scopului colectei din 2011, și anume achiziționarea unui avion sanitar care se va afla în dotarea SMURD și care să vină în sprijinul nevoilor cetățenilor. Necesitatea unui astfel de aparat de zbor este ilustrată de numărul mare de misiuni executate cu un astfel de avion, și anume 58 de misiuni, dintre care 13 având ca pacienți copii cu vârsta sub 6 ani. Este un serviciu care nu vine să concureze serviciul de ambulanță, este un serviciu care vine să acopere un segment neacoperit, și anume segmentul de prim ajutor medical calificat. Noi, ca și unitate de primire a urgențelor, cu colectivul de medici care îl coordonez, coordonăm și activitatea echipajelor SMURD din cele trei locații răspândite pe tot județul. De asemenea, echipajele SMURD sunt coordonate și prin telemedicină. Vreau doar atât, să fac un apel tuturor cetățenilor acestui județ. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să participe la campanie, se vor organiza în fiecare sfârșit de săptămână până pe 8 mai puncte de lucru și de informare în incinta hipermarketului Real și a complexului Shopping City Suceava. Aceste puncte de lucru vor fi deservite pe bază de voluntariat, de echipe mixte de paramedici de la ISU Suceava și de voluntari de la Școala Postliceală Sanitară din municipiul Reședință de Județ. Eu fără viteză nu pot trăi. E tot ce-mi doresc. Dacă nu merg mai repede, simt că mor. Chiar nu cred că mai rezist atâtea sute de kilometri. Redirecționează către SMURD cei 2% din impozit pentru a cumpăra un avion sanitar pentru urgențe. Detalii pe fundația pentru SMURD.ro.